parcul de lângă satul Socitene a costat 700.000 de euro și a fost construit pe bani proveniți din trafic de droguri. Se arată într-o investigație RAES Moldova. Potrivit procurorilor, afacerea în sine este o metodă de a spăla bani obținuți din activități criminale. Firma care a realizat grandiosul proiect a fost creată la sfârșitul anului 2011 și a avut doi fondatori, un cetățean al Marii Britanii, pe nume Alita Hir și moldoveanul Mihail Onu. Potrivit procurorilor britanici, Alita Hir, cel care a investit aproximativ 8 milioane de lei în Nuacoa Park face parte dintr-un grup criminal organizat care producea și vindea droguri. În prima jumătate a anului 2013, acesta a fost reținut în Marea Britanie, având asupra sa 35 kg de droguri. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție a deschis în Moldova un dosar penal pentru spălare de bani. În cadrul mării penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activităților criminale. Cunoaștem că prin sentințele instanțelor de judecată din Anglia autorului infracțiunii și organizatorului a infracțiunii au fost aplicate sancțiuni sub formă de privațiune de libertate pe 11 ani. Al doilea fondator al afacerii, Mihail Onun, moldovean de 36 de ani, originar din raionul Cimișlia, a investit în afaceri în jur de 2 milioane de lei. El a lucrat mai mulți ani în Marea Britanie, unde l-a cunoscut pe viitorul său partener de afaceri. Parcul Acvatic a fost deschis în vara anului 2013 și se află la doar 10 km de Chișinău. Tot echipamentul a fost cumpărat din Turcia și a costat aproape 700.000 de euro, ceea ce în lei ar însemna la vremea respectivă respectivă cam vreo 10 milioane.